Perioada sărbătorilor de iarnă a început la români. Este un binare de tradiții, obiceiuri și datini. Aceste sărbători dau un farmec aparte anotimpului friguros, impregnându-l cu bucurie, veselie, dar și cu mister și trăiri spirituale. Sărbătorile de iarnă la români încep de la Sfântul Andrei, care se sărbătorește pe data de 30 noiembrie și se termină pe data de 7 ianuarie, când se sărbătorește Sfântul Ion. Cea mai importantă sărbătoare creștină a iernii este Crăciunul. În dimineața acestei zile, copiii umblă din casă în casă cu colindul. A început perioada sărbătorilor de iarnă, o perioadă foarte frumoasă, încărcată cu multe semnificații liturgice, multe semnificații teologice, biblice, având în vedere că va culmina cu sărbătoarea nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De asemenea, poporul nostru are și foarte multe tradiții legate de această perioadă a anului. În primul rând, aș vrea să amintesc aici tradiția colindatului, care colinde începe a fi cântate de la Sfântul Nicolae și, la fel cum a spus, vor culmina în momentul ajunului nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos și în ziua nașterii Mântuitorului. Ce sunt colindele? Nu sunt altceva decât cântări care vestesc oamenilor nașterea lui Hristos, iar prima colindă cântată a fost cea a îngerilor atunci când Mântuitorul nostru Iisus Hristos a născut în Iezda de la Betleem. În ajuns se împodobește bradul și se pregătesc cadourile ce vor fi aduse de Moș Crăciun. Avem obiceiul împodobitului pomului de Crăciun, un obicei care în vechime nu se împodobea de fapt bradul, ci era un butuc pe care oamenii îl aduceau în casă și îl țineau. Acesta se spunea că strânge toate relele de peste an și de Crăciun îi dădeau foc. Adevărata înnoire a timpului are loc însă de anul nou. Cercetătorii văd în obiceiurile populare care se desfășoară în această perioadă ritualuri de renovare simbolică a lumii, de alungare a spiritelor rele sau de divinație.